În ultimele zile, ca urmare a creșterii valului de terorism împotriva Israelului, IDF și-a lansat o amplă operațiune antitero în zona Jenin, din care a provenit teroristul ce a comis atacul în centrul Tel Avivului. Jenin este sub administrarea autorității palestiniene condusă de Fatah. Personalități de rang înalt ale Fatah au amenințat pe față Israelul și adoptă limbajul amenințător folosit de Hamas din fâșia Gaza. Până acum, Fatah s-a delimitat de gruparea teroristă Martirii Al-Aqsa, despre care liderii Fatah susțin că este o organizație rebelă. Acum, Fatah laudă ultimele atacuri teroriste împotriva civililor israelieni, spunând că Israelul este vinovat pentru valul actual de violențe. Israel a arestat în ultimele zile cel puțin 200 de suspecți de activități teroriste, dintre care o parte din ei sunt fii ai unor ofițeri ai Instituției de Apărare a Autorității Palestiniene, informează TPS. Tatăl lui Raed Hazem, teroristul care a tras în centrul Tel Avivului, este colonel pensionar în Serviciul de Securitate Palestinian. În prima intifadă, tatăl lui Raed a fost unul dintre liderii cartierului General Unit care a participat la acțiuni de terorism. O criză diplomatică între Israel și China a fost evitată marți când serviciile de securitate Shin Bet au anunțat că paharele termice trimise oficialilor israelieni de ambasada Chinei în Israel nu includ dispozitive de spionaj. Rapoartele inițiale au ridicat suspiciuni cum că paharele termice pe care China le-a trimis oficialilor guvernamentali israelieni în onoarea apropiatelor sărbători de Paște ar fi conținut un dispozitiv de înregistrare în miniatură. După câteva ore tensionate, Shin Bet a declarat că a fost o alarmă falsă. Nu există niciun dispozitiv de ascultare. Ambasada Chinei în Israel a făcut o declarație furioasă, în care a explicat că astfel de cadouri sunt un gest de curtoazie cu ocazia Paștelui, în urma practicilor diplomatice uzuale pentru a-și exprima prietenia. Totuși, temerile de spionaj chinezesc nu sunt lipsite de temei. În ultimii ani s-a descoperit că agențiile chinezești de informații colectează date într-o varietate de moduri de pe tot globul, avertizează Institutul Israelian pentru Studii de Securitate Națională. Kenya nu a uitat revoltele violente care au făcut zeci de morți după ultimele alegeri prezidențiale din 2017. Atunci, principalul lider al opoziției, fostul prim-ministru Raila Odinga, a cerut boicotarea alegerilor câștigate cu 98% de către președintele Uhuru Kenyatta. Atunci au murit 1200 de persoane și multe altele au fost rănite, mutilate sau alungate. Anul acesta, pe 6 august, vor avea loc din nou alegeri prezidențiale în Kenya. Pentru că atmosfera socială este încărcată, majoritatea bisericilor au hotărât că dezbaterile politice nu mai au ce căuta în lăcașurile de cult. Este o încercare de a tempera alegătorii agitați. Alianța Evanghelică din Kenya a fost unul dintre grupurile creștine care au transmis în ultimele luni un document intern printre membrii bisericilor sale, care afirmă că, cităm, politicienilor nu ar trebui să li se permită să exploateze și să abuzeze de privilegiul lor de lideri, desacralizând ziua de închinare și lăcașul de cult făcând politică în biserică. Trebuie evitat sectarismul politic cu toată forța. Anglicanii, presbiterienii și romano-catolicii din țară au făcut demersuri similare, cu o singură excepție, cea a metodiștilor. Destatis, organismul oficial de statistică din Germania, a transmis că în cursul anului 2021, puțin peste 94.000 de bebeluși nenăscuți au fost avortați. Este un record minim pentru Germania de când statisticile oficiale au fost culese pentru prima dată în 1996. De atunci, numărul avorturilor a scăzut constant, de la peste 130.000 la începutul secolului, la 99.000 în 2020, anul de început al restricțiilor de pandemie. În alte țări europene, precum Regatul Unit și Elveția, ultimele cifre au stabilit nivelul record. Motivele scăderii numărului de avorturi în Germania nu sunt clare. Unii spun că o viziune mai pro-viață câștigă teren, alții atribuie acest fenomen tendințelor demografice generale. Conform legii, avorturile sunt ilegale în Germania, dar acestea rămâne pedepsite până în săptămâna 12-a de sarcină, dacă o femeie decide să pună capăt sarcinii după ce a primit consiliere. Totuși, avorturile sunt permise atunci când viața sau sănătatea mamei este pusă în pericol sau în caz de viol. Doar 4% dintre avorturile din 2021 au fost legate de aceste cazuri.
Alfa.